Oaspeții s-au distanțat până în minutul 23 la 6 goluri. Universitatea au revenit pe finalul reprizei, reușind să reducă handicapul la 2 goluri, scor 16 la 14. Steaua s-a desprins la 4 lungimi în minutul 41, când tabela indica 19 la 23. În ultimile 10 minute ale întâlnirii, cele două formații au mers cap la cap. Cu 31 de secunde rămase din joc, la scorul de 29 la 29, Suceava a avut atacul, dar târziorul a aruncat pe lângă poartă. Universitarii se mulțumeau și cu un egal, dar cu 4 secunde înainte de final, Steaua a primit o aruncare de la 9 metri, din care Salina s-a înscris golul victoriei. În celălalt meci disputat în etapa 7-a din play-out, Politehnica Timișoara a câștigat pe teren propriu în fața celor de la HC Vaslui cu scorul de 25 la 23. Am venit la Suceava, am câștigat și plecăm acasă. Dacă s-a rezumat totul la 3 cuvinte, ar fi foarte simplu. Din păcate, meciul s-a dovedit foarte dificil, așa cum știam de la început. Suceava e o echipă foarte ambițioasă, jucători tineri, dar care se bat pentru orice minge și până la minutul 60 și chiar mai mult dacă ar putea. Pentru noi, prima repriză a fost o repriză pe care ne-am făcut-o ușoară, zic eu. Am știut să ne apărăm bine și să oprim faza a doua și contraatacul Sucevei. Am reușit să băgăm și mingea în poartă din când în când. În a doua repriză, din păcate, din punctul meu de vedere, jocul nostru a fost unul foarte slab. Multe mingi pierdute, foarte multe mingi pierdute în atac, fără aruncări la poartă. În ultimele 15 minute, cred că am practicat un joc, nici nu știu cum să spun, că nu vreau să mai intru iar în gura lumii, dar niște atacuri sterile, sterpe, pasare de pe loc, era normal că arbitrii să ridice mâna la pasiv la fiecare atac. Le-am dat mingi ușoare Sucevei, n-au dat golul pe contraatac. În apărare și în apărarea pozițională am avut mari probleme, n-am putut să-l oprim pe târziorul, care ne-a dat niște goluri foarte bune. Un jucător care mie mi-a plăcut de multă vreme. Foarte supărat. Am avut un meci pe viață și pe moarte, un meci pe care trebuia să-l câștigăm. Aveam și șansa egalului să rămânem în fața Stelei. Un meci pe care l-am început prost, am continuat să intrăm în joc de la avantajul Stelei de 6 goluri, am reușit în ultimele 2 minute să ajungem la egalitate, în ultimul minut am avut atacul la scor egal, din păcate am pierdut, am venit în apărare, am primit gol la ultima fază. Un gol, nu știu, mi-l asum, nu cred. E vina tuturor. S-a văzut lipsa de experiență a noastră. De fapt, aici s-a făcut diferența. Experiența lor s-a dovedit a fi suficientă. Noi am greșit fiecare, de la primul până la ultimul, 2-3 greșeli cel puțin, și vă dați seama, se adună. Toate acestea, este foarte greu să câștigăm un meci. Din păcate, acesta e dezmăgământul. Mergem mai departe la Vaslui și cu Timișoara, unde suntem obligați să luăm 6 puncte din ambele meciuri. La ultimul timeout am pregătit finalul de joc să rămânem în atac. Am pregătit finalul de joc, acele 30 de secunde, să rămânem în atac. Experiența jucătorilor noștri însă nu ne permite, la ora aceasta, să gestionăm în fața unor jucători cu experiență, cum s-a văzut la Steaua, atât atacul de 30 de secunde, când eram la limita prepasivului, noi eram deja la limita amenințării cu joc pasiv și am cerut time-out-ul acela, s-a ridicat mâna pentru joc pasiv, unul dintre jucătorii noștri arunca mingea și, din păcate, n-a știut să caute faultul care ar fi însemnat să mai stăm încă niște secunde în atac. Noi avem o combinație pentru joc pasiv pe care trebuia să o lucrăm, acea combinație ne-ar mai fi adus probabil un fault și ne-a apropiat de finalul jocului acolo în atac. Nu trebuie să abdicăm și vom lupta și atât la Vaslui cât și cu Timișoara aici, atât cât ne țin puterile pentru a ne îndeplini obiectivul pe care l-am propus. În următoarea rundă, CSU Suceava va evolua sâmbătă de la ora 18 pe terenul grupării HC Vaslui.